Imaginile în care salvamarii resuscitează necatul cu respirație gură la gură vor fi amintire. În acest sezon estival, altul va fi protocolul pe care salvatorii îl vor aplica în cazul turiștilor necați. Respirația gură la gură este interzisă complet, iar în locul ei vor exista baloane speciale ce vor fi atașate pe gura persoanei scoase din apă. Vom folosi balonul pentru a evita contactul, evităm pe cât posibil să avem contactul cu persoana care are nevoie de ajutor. Va fi puțin diferit față de anii anteriori, pentru că avem această mască de protecție. Anul trecut interveneam mai ușor, scoteam victima, o făceam respirație gură la gură până veneau cei de la prim ajutor cu balonul. 120 de salvamari se vor afla în acest sezon estival pe plajele din Mamaia și Constanța, încă pe atâția pe celelalte plaje de pe tot litoralul. Cu toții vor aplica proceduri noi de salvare, vor purta măști, iar programul de lucru va fi și el modificat. Va fi decalat programul lor, vor veni toți odată, vor veni în două ture. Patrularea va fi altfel față de cum o făceam până acum. Veți vedea în permanență 2-3 salvamari la un punct de observare. Patrularea pe apă va fi mai des, să spunem așa. Pentru ca intervențiile să fie făcute cu contactul minim între salvamari și persoanele care au nevoie de ajutorul lor, municipalitatea din Constanța i-a dotat cu termoscanere, kituri de aspirație și defibrilatoare de ultimă generație. Avem în dotare un defibrilator semi-automat, un glucometru pentru măsurarea glicemiei, un aparat de măsură tensiunea, un aspirator de secreții și baloane. S-au achiziționat și aspiratoare de secreții, s-au achiziționat kituri de prim ajutor, în curând vor ajunge și termoscanerele și kiturile de oxigen. În acest weekend, la malul mării, sunt așteptați să sosească peste 10.000 de turiști, iar cele mai căutate stațiuni vor fi Mamaia, Eforie și Vama Veche. Tarifele sunt pentru toate buzunarele, iar vremea se anunță și ea numai bună de lenevit la soare și bălăcit în mare.